Ministrul Sănătății, profesorul Alexandru Rafila, este în direct cu noi prin telefon și discutăm împreună, a nu știu câta oară, despre isteria creată în jurul pastilelor cu iod. Bună seara, domn ministru! Bună seara! Cu mine ați deschis-o, cu mine o închideți isteria asta sau ne ia lumea pe amândoi cu furcile pe stradă? Nu e până urmă să mai dau sau nu să mai dau? Domnul Ciutacu, haideți să o luăm cronologic. Hai, lămurim aceste lucruri. Odată cu începutul conflictului din Ucraina, lumea și-a adus aminte de situația de la Cernobâl din 1986. Da. Și a existat o mare agitație la nivelul publicului referitor la procurarea de produse care conțin iod, nu neapărat această iodură de potasiu, care este standardizată pentru administrare în cazul unui incident care poate să ducă la apariția unei radiații care să conțină și iod radioactiv. Eu atunci am verificat care este situația la nivelul Ministerului Sănătății și exista o cantitate mică, în jur de 300.000 de comprimate, iar decizia la nivelul guvernului a fost de a reface rapid stocul de iodură de potasiu prin intermediul administrației rezervelor de stat, care a comandat o cantitate suficientă, circa 30 de milioane de comprimate, care a fost produsă într-un timp scurt de către compania Antibiotice Iași. Eu am declarat de la început că nu, aceste pastile nu trebuie niciun fel administrate sau auto-administrate în mod intempestiv, cu toate că există în mod natural această tendință, ați remarcat-o și în timpul pandemiei cu noul coronavirus, dorința asta de a te administra tot felul de lucruri care crezi că te protejează este oarecum, nu știu dacă naturală, dar în orice caz este destul de des întâlnită. Și odată cu distribuția acestor pastile până la nivelul direcțiilor de sănătate publică, ele în momentul de față se află în totalitate la nivelul direcțiilor de sănătate publică, a trebuit să demarăm două proceduri sau două operațiuni. Prima, care a început practic să se desfășoare, este legată de o campanie de informare, pentru că lucrurile nu sunt complicate, dar oamenii trebuie să știe despre ce este vorba și în momentul în care ne convingem că într-adevăr toată lumea a avut acces la această informație, a internalizat-o și că aceste pastile nu se vor administra niciun fel decât în situația unui anunț din partea autorităților, care este corelat doar cu o situație în care există o posibilitate de apariția unui nor radioactiv care să conțină acest compus, iodul radioactiv. Altfel, lucrurile sunt clare, aceste pastile nu se administrează, iar campania noastră de informare ține cont de toate aceste elemente legate de recomandări în ceea ce privește doza, eventuale contraindicații și modul de păstrare a acestor comprimate. Sunt câteva mici probleme, iertați-mă că vă întreb. Prima dintre ele este de dacă dă nebunul cu apasă pe butonul nuclear săptămâna viitoare. Până nu, atunci pastile de iod nu mai sunt necesare, domnul. A, dacă dă nucleara nu mai sunt necesare, ne-am luat de grijă, nu? Nu, atunci nu mai sunt necesare și n-are rost să mai intrăm în șes. Eu nu cred că cineva care are cât de cât simțul realității poate să genereze așa ceva. Doi la mână, înțeleg că întâmpinați în continuare o poziție din partea medicilor, din familie, că am înțeles că li se pare sub demnitatea lor sau peste putința lor de muncă să împartă enoriașilor pastilele. Cum o rezolvați pe asta? Întâi te rezolvăm informarea. Da. Și în acest interval de timp voi încerca și cred că am identificat împreună cu colegii de la Ministerul Sănătății și la Casa Națională de Asigurări de Sănătate modalitatea în care aceste pastile pot să ajungă la cetățeni. Însă vreau să vă spun că nu vom face acest lucru să le distribuim la cetățeni decât în momentul în care suntem siguri că au înțeles mesajul și nu și le vor auto-administra la scurt timp după ce le primesc. Domn profesor, românul este nația care ia antibiotice cu pumnul să fie bine ca să nu fie rău. Oricât i-ați informat dumneavoastră. Este o problemă și din cauza asta eu sunt foarte preocupat și, mă rog, nu numai eu, toți colegii mei sunt preocupați de înțelegerea acestei realități, că nu trebuie să luăm astfel de produse. Țineți minte că și pe la pandemie lumea lua ivermectină, arbidol și așa mai departe. Bine.
absolut inutil. Domn doctor, în vremea pandemiei vorbeam cu dumneavoastră la televizor, tot în studioul ăsta de televiziune, și după fiecare, dar absolut după fiecare intervenție a dumneavoastră în care nu recomandați uzul anumitor medicamente sau sfătuiați lumea să se ducă înainte la doctor și după aia să se apuce să ia hapuri, invariabil primeam 1 milion de telefoane și de SMS-uri care îmi spuneau că v-au văzut la televizor, ați fost absolut impetuos și magistral, dar nu vrei să vorbești tu cu Nea Gigi să ne dea și nouă niște Arbidol? Adică, iertați-mă, în general sunteți un om convingător pentru oamenii raționali și tot, dar spaima de boală de multe ori învinge rațiunea, domnule doctor, la asta mă refer. Da, aici nu e vorba despre nicio boală, este vorba de a lua astfel de pastile dacă în momentul în care ar trebui să fie eficiente și în cantitatea necesară. Nu trebuie rost să iei așa iurea preventiv, o substanță care dacă o iei necontrolat poate să producă efecte adverse. Mai mult, cantitatea pe care o iei trebuie să fie cea recomandată, nu altă cantitate, pentru că atunci poate să aibă efecte negative. Am înțeles la dumneavoastră că noi ăștia care suntem în emisiunea asta suntem expirați și nu are rost să stricați medicamentele pe noi. Că înțelesei că doar până la 40 au un efect așa cât de cât omenesc. Da, este adevărat, le dăm până la vârsta de 40 de ani. Ulterior, nu sunt recomandate decât unor persoane care se găsesc direct expuse în zona de producere a unei astfel de incidenți. Și lucrul ăsta se întâmplă pe o zonă limitată. Domnul Harnage ar dori să vă întrebe ceva. Vă rog. Permisiune. Domnul ministru, dar n-ar fi mai simplu să nu dați iodură de potasiu. Așa. Și să le comunicați oamenilor că în momentul când o să fie cazul, dacă o să fie un accident nuclear pe undeva, atunci statul român o să le dea câte o pastiluță la ăia însuși până în 40 de ani. Știți de ce vă spun asta? Fiindcă se creează impresia că ar urma sau cineva are niște informații că urmează un dezastru nuclear pe undeva. Că acum avem și conflictul din Ucraina cu atât mai mult. Anii trecuți știți foarte bine când se închidea reactor de la Cernavodă, toată lumea zicea, domne, sare în aer reactorul și eu știu ce se mai poate întâmpla. Dar, cum să spun, ventilarea asta cu informația că se dă iodură de potasiu, când foarte multă lume știe, a trecut prin 86, știe ce s-a întâmplat atunci, creează o anumită, în sfârșit, neliniște. La asta mai bine le spune, domnule, nu vă dăm că nu e niciun pericol, ce să vă mai dăm noi iodură de potasiu? Și punct. Nu e mai bine așa? N-ar fi mai bine așa? Domnul Harnagea, eu înțeleg ce spuneți dumneavoastră, parțial vă dau dreptate, dar eu am o abordare așa puțin de sănătate publică preventivă și oarecum realistă, pentru că utilitatea unor astfel de pastile este în primele 6 ore, maxim 12 ore de la expunere. Ori, nu să mișcă DSP-ul în 6 ore, domnul ministru? Oricât suntem noi de organizate așa ca popor, mă îndoiesc că lucrul ăsta este posibil de realizat în acest interval de timp. Domnule ministru, și din cauza asta a existat această propunere. Văd că toată lumea, unii zic că chestiunea asta e birocratică, mi se pare că e o de responsabilitate de exemplu, ministru, pentru medii de familie. Nu e birocratică, dar sigur că putem avea o discuție pe această temă. Te rog, Robert. Da. Domnul ministru, vă rog. Turcescu vă deranjează. Vă rog. Așa, întrebarea mea e simplă. De ce ați comandat pastilele astea? Care pentru a fost? Că ele trebuie să facă parte, sunt în nomenclatorul rezervelor administrației rezervelor de stat. Deci nu aveam la rezervele de stat. Nu, nu aveam, nu aveam. Am înțeles. Nu aveam aceste pastile. Stați un pic, dar domnul ministru, acum adâncesc eu ce a întrebat Turcescu. Dar dacă nu s-a apucat Putin de bătaie cu Zelenski, da, noi ne dădeam seama că nu avem pastilele astea la rezervă. Bănesc că dumneavoastră ați întrebat logica conflictului, nu? E un nomenclator și nomenclator sunt și aceste pastile. A fost o discuție. Dar dacă nu se lua aia la bătaie, nu interesa pe nimeni dacă avem iod sau nu la rezervă de stat. Da, dar ați văzut că publicul a fost primul care a
încercat să, tocmai pentru că și-a aduce o aminte de 1986, da. Și eu am încercat într-un timp scurt să rezolv problema, bineînțeles, cu... Păi știu, eu am fost cu autor, suntem... Când vine miliția să vă ia, mă indicați pe mine complice, că eu am fost, sau instigator, că eu v-am sunat, că mă suna toată lumea, dacă pot să fac rost de pastile de iod pe sub mână, că nu se mai găsesc chiar bărbații. Dar întreabă măcar acum ce mai lipsește. Domnule, ce nu mai avem? Ca să știm măcar, adică să... La rezerva de stat, pe partea medicală. E un nomenclator destul de lung acolo la rezervele de stat, dar nu se referă doar la... produse care sunt într-un context legat de partea de sănătate, sunt și alte tipuri păi de... Păi nu, zați un pic, că nu vă întrebă dumneavoastră dacă avem suficiente conserve de fasole cu cârnat. Medicamente avem de toate la rezerva de stat, ce ne face trebuiță există, în caz de... Există, domnul Turcescu, dar probabil că și acolo, dacă o să facem un inventar, o să vedem că sunt multe care probabil că trebuie reprospătate. E un circuit acolo care... Nu vreau să vă ridic statuie, dar ce se întâmplă dacă nu veneați dumneavoastră ministrul sănătății? Întreba cineva de stocurile alea? Întreb și eu așa, ca omul prost. Lăsați că probabil că lucrurile se rezolvă, nu sunt eu cel mai păi important. Păi nu, dar dumneavoastră ați avut curiozitatea să vedeți dacă avem iod, nu? La curiozitatea mea de om nebun pe care îmi sunau toți că vor pastile de iod. Da? Și ați întrebat și ați constatat că nu erau, da? Dar dacă nu exista curiozitatea asta... Nu erau decât, de fapt, 240.000 de comprimate.